Rusia amenință că ar putea ataca o țară NATO. Viceministrul rus de externe a spus că acest lucru se va întâmpla doar în cazul în care NATO decide să plaseze arme nucleare pe teritoriul acestei țări. Rusia trece din nou la amenințări. Țara condusă de Vladimir Putin a anunțat că ar putea ataca Polonia, în cazul în care NATO decide să plaseze arme nucleare pe teritoriul acesteia. Declarațiile au venit direct de la Kremlin, de la viceministrul rus de extern. Sergei Ryabkov. Oficialul rus a afirmat că extinderea practicii misiunilor nucleare comune ale NATO, indiferent de țara sau țările care s-ar alătura celor deja implicate în această practică, este pur destabilizatoare și, de fapt, amenințătoare. Extinderea practicii misiunilor nucleare comune ale NATO, indiferent care tare sau țării s-ar alătura celor care iau parte de ea la practic, are caracter pur destabilizator și, în fapt, amenințător. a affirmat officialul.